Mii de credincioși sărbătoresc în prima zi de luni după săptămâna luminată Paștele Blajinilor. Această sărbătoare nu este trecută în calendarul ortodox, dar are menirea de pomenire a morților care nu au mai apucat să celebreze învierea Mântuitorului. În această zi, oamenii merg la slujba parastasului și apoi la morminte unde cântă Hristos a înviat. Conform vechilor obiceiuri, se dă de pomană un ou roșu, o bucată de cozonac și una de pască, astfel se reface comuniunea mesei pascale din familia completă de Altă dată. În această zi, cimitirele se umplu de lumină și chiar dacă rudele nu sunt prin preajmă să facă acest lucru, un vecin lasă o flacără sardă și la căbătăiul celor care nu mai sunt. Paștele Blajinilor este o sărbătoare plecată de la dorința credincioșilor la care preoții au răspuns cu prezența și cu rugăciunea, deși această sărbătoare nu se regăsește în calendar. Potrivit rânduelilor bisericești, în această săptămână credincioșii au două zile cu dezlegare la pește și vin, pe 26 și 28 aprilie.